Bună ziua, dragii mei! Am întâlnit, nu de mult, oameni care își puneau fel și fel de întrebări despre viața lor. Așa cum fiecare, la un moment dat, ne-am pus o întrebare și am încercat în timp să-i găsim răspunsul potrivit. Pentru că la o singură întrebare putem găsi mai multe răspunsuri funcție de perioada și de evenimentele care au trecut din acel moment. Și încep acest subiect pentru că pe fiecare dintre noi ne-a afectat ce s-a întâmplat la Clubul Colectiv. Un subiect foarte dificil, un subiect care ne-a adus atât de multă suferință și zilele trecute, în timp ce mă rugam pentru copiii plecați, mi-am amintit că de fapt sunt 26 de ani de la cealaltă revoluție, ca să o numesc în ghilimele, tot ce s-a întâmplat în 89 în decembrie. Ciclurile vieții povestesc despre un eveniment care seamănă foarte mult cu ceva ce a fost în urmă și pe care, la momentul actual, acel eveniment trebuie să-l traversăm totuși altfel decât am făcut-o data trecută. Dacă privim în urmă ce s-a întâmplat cu noi acum 26 de ani sau aproximativ 26 de ani, vom găsi asemănări între evenimentele de acum din viața noastră și cu cele de atunci, din urmă cu 26 de ani. Numai că atunci, în urmă, am reacționat într-un anume fel, am luat o anume decizie, iar acum, la momentul de acum, decizia va trebui să fie alta. Și uite cum, trecând prin viață, înțelegem că, de fapt, o întâmplare nu ne este pusă în cale întâmplător. Fiecare om își duce propriul destin în spate. Fiecare om își face alegerile sale așa cum simte cu sufletul, așa cum este sfătuit, așa cum crede el la acel moment că este cel mai bine. Mă bucur că putem vorbi acest subiect astăzi, acum aici, pentru că, din nou, așa cum fiecare dintre noi am făcut-o, ne gândim la acești copii care au plecat dincolo și care au nevoie de rugăciunea noastră și de gândul nostru bun pentru ei acolo. Pentru că chiar dacă ei sunt în cealaltă dimensiune, gândul nostru, dăruirea sufletului nostru pentru ei contează. Și pentru a înțelege oarecum aceste evenimente, m-am gândit să vă spun una dintre poveștile pe care le-am văzut cu timp în urmă, înainte de 2012, atunci când se vehiculau că se vor întâmpla fel și fel de evenimente care n-au mai avut loc, dar care ne-a marcat pe fiecare dintre noi într-un fel anume. Fiecare eveniment ne marchează, iar toate aceste evenimente care se înșiruie în viața noastră ne definesc pe noi ca oameni. În povestea despre care vă spuneam, am emoții, pentru că în momentul în care mă gândesc la cei de dincolo, vă mărturisesc, chiar îi văd. Îi văd pe acești tineri plecați și îi simt acolo unde sunt. Și poate că și pentru ei este bună povestea care urmează, pentru că acum că m-am gândit la ei, precis că unii dintre ei vor reuși să afle aceste informații. Era o agitație generală în povestea aceasta. Oamenii de peste tot, de pretutindeni, alergau ca nebunii, ca besmeticii, cum se întâmplă în mare parte și acum. Și se loveau de mobilă, se loveau de ziduri, se loveau între ei și parte dintre acești oameni cădeau și unii nu se mai ridicau, pentru că mureau. Și în toată această nebunie,
Era acolo printre ei un bărbat care, stând așezat pe un scaun, își spunea: eu sunt puternic, sunt atât de puternic încât nimeni și nimic nu mă poate dărâma. Eu sunt puternic, am făcut sport, știu cine sunt, am funcție, am bani, sunt puternic, nimic nu mi se poate întâmpla. Numai că, la un moment dat, când s-a zgâlțit mai tare camera în care el stătea, s-a risipit așa cum o statuie din nisip se risipește. Și evenimentele au continuat la fel de dureroase, oamenii din nou s-au lovit și când totul s-a terminat, pentru că la un moment dat, dragii mei, totul se termină și lucrurile rele se termină și încep altele bune, când totul s-a terminat, printre oamenii aceia căzuți și loviți, s-a văzut un tânăr. Părea tânăr, cu toate că nu îi se vedea fața, s-a văzut acest tânăr care era atât de smerit și care se ruga pentru el și pentru cei din jurul lui, se ruga pentru pacea sufletelor lor și pentru iubirea acestora. Și în adânca lui smerenie, în puternica ei rugăciune, era atât de adunat în el și conectat în același timp cu divinitatea, încât cei din jur nici măcar nu l-au văzut. Și el a fost singurul care a rămas fără să fie afectat într-un fel anume. Și am spus această poveste, dragii mei, pentru că în evenimentele de acum și cele care vor urma, importantă este starea noastră de pace, iubirea pe care noi o dăruim celor din jurul nostru. Să nu ne lăsăm afectați de răutatea momentului, de invidia unora dintre noi. Să învățăm să trecem peste această barieră și să păstrăm în adâncul ființei noastre pacea și iubirea și conexiunea continuă cu divinitatea. În felul acesta, precis vom trece fără ca să fim prea tare afectați. Vă îndemn să fiți alături de mine și de toți ceilalți în această rugăciune a sufletelor noastre pentru cei care au plecat, pentru cei care au rămas aici, pentru familiile acestor copii minunați. Să fim împreună așa cum am fost împreună și altă dată și cum vom fi de fiecare dată împreună. Ce cuvânt minunat, împreună. Așa că, dragii mei, păstrați-vă în adâncul sufletului pacea. Nu reacționați absurd la ce se întâmplă. Păstrați-vă pacea, armonia și iubirea. Și atunci când le-ați descoperit în sufletul dumneavoastră, atunci dăruiți-le mai departe, pentru că orice om din jurul dumneavoastră are nevoie de pace, de iubire și de armonie. Dragii mei dragi, cu tot sufletul vă îmbrățișez și vă susțin în toate proiectele dumneavoastră. Mă rog pentru dumneavoastră, îmi doresc să fiți sănătoși și de fiecare dată să luați cele mai bune decizii. Decizii pe care să le luați în primul și în primul rând cu sufletul și apoi cu mintea. Pentru că se spune că aici, în adâncul sufletului nostru, este scânteia divină, Dumnezeu, și care, atunci când ne rugăm, aceasta lucrează pentru noi și intuiția ne spune ce trebuie să facem, ce decizie trebuie să luăm la acel moment. Așa că, dragii mei, cu bucurie, cu respect, vă salut și vă îndemn mai departe. Rămâneți aici, alături de 6TV, unde colegii mei vor veni cu subiecte foarte interesante pentru mintea, dar mai ales pentru sufletele dumneavoastră. Vă îmbrățișez din nou, numai bine tuturor!